ajung mai târziu decât am ajuns anul trecut. S-am plin, de fapt, cred că aproape un an sau mai bine de un an, de când am fost în biserica dumneavoastră. Numele fețe sunt aceleași, mai sunt și personaje noi. Slavă Domnului că lucrarea din acest loc continuă și că putem să slăvim pe Dumnezeu, să ne închinăm și să ne adunăm în jurul cuvântului sau și în jurul acestui eveniment pe care îl sărbăm astăzi, pe care îl marcăm. Înainte de a începe să ne țintim privirea către cuvântul Domnului, care se găsește în 1 Corinteni, doar câteva cuvinte, pentru că fratele prezbiter ne-a invitat să spunem și câte ceva despre noi. Sunt legat de acest loc, de Cambridge, de mai mulți ani, pentru că am venit aici, cred că prima dată, prin 2009, adus de cercetarea pe care o aveam în plan, cercetarea Bibliei Cornilescu. Biblia Cornilescu are o istorie foarte interesantă și mi-aduc aminte și acum cu ce emoții am descoperit acele scrisori scrise de mâna lui Cornilescu însuși. Noi nu avem cultul Sfinților, nu avem moaște în Biserica Evanghelică, în Biserica Pentecostală, dar trebuie să recunosc că m-am aplecat asupra lor cu o evlavie mare și cu un respect față de munca pe care a făcut-o acest om, pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să traducă Biblia pe care o folosim noi. Și din această cercetare, din studiul documentelor care se află aici la Cambridge, se află chiar în Biblioteca Universității, în aproape de strada Grange Road sau Queen's Road, centura aceasta interioară a Cambridge-ului. Sunt acolo, cum spuneam, multe documente, vreo 40.000 de Biblii în toate limbile Pământului, toate publicate prin eforturile Societății Biblice Britanice, care a publicat și a preluat la un moment dat și versiunea Cornilescu. Și din studiul acestor documente a ieșit nevoia de a se face o revizuire a acestei versiuni, care va împlini în curând, în 2021, va împlini 100 de ani. Și prin harul Domnului, o echipă de bibliști, echipă în care și fratele Ciprian Terinte, colegul meu, este implicat, sunt și păstori de la frații baptiști, de la Pentecostal, creștini după Evanghelie, din Biserica Adventistă, cercetători care împreună se întrunesc, se roagă ca Domnul să le dea înțelepciune pentru a da viață mai departe acestui text care ne-a hrănit pe noi, pe fiecare dintre noi, ne-a hrănit și care continuă să ne hrănească. De altfel se întâmplă pentru că nu mi-am luat Biblia mea Cornilescu clasică, mi-am luat Noul Testament. Asta este un exemplar din ediția care a fost publicată anul acesta și am adus un exemplar și pentru fratele Nuțu, care nu este aici, dar cred că dacă voi lăsa exemplar o să ajungă în bune condiții la tânsul. Îmi pare rău că nu am mai multe ca să las mai multe exemplare, dar textul oricum este disponibil online. Sunt mai multe app-uri, e-Biblia, YouVersion și altele care conțin acest text nou, care este menit să înnoiască un pic vocabularul pentru cei care nu mai sunt obișnuiți cu cuvinte care erau folosite acum 100 de ani. Și veți avea surpriza să vedeți și niște note de subsol care explică cuvântul Scripturii și anumiți termeni cheie. Înainte de a ne opri asupra textului biblic, pentru că noi sărbătorim astăzi Cina Domnului, aș vrea să încep cu o întrebare care să ne îndrepte către tema pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă. Și această întrebare sună în felul următor. Nu trebuie să știți răspunsul, nu e un test, dar ar fi bine dacă cineva ar ști de pildă ce sărbăm, ce comemorăm noi astăzi în Europa. E vorba de o comemorare care are în vedere istoria continentului nostru. Sunt curios dacă cineva știe ce s-a întâmplat pe 1 septembrie într-un anumit an. Un eveniment care a marcat puternic istoria continentului nostru. Cum spuneam, nu vor fi note. Puteți să și încercați un răspuns. A fost un eveniment traumatic, ca să dau deja elemente ajutătoare. Mai tare? În sfârșitul, nu? A fost... Da, acela a fost în altă perioadă. S-au trecut 80 de ani de atunci. Deci, cum cu un element ajutător. 1 septembrie 1939. În ce
începutul, da, a fost începutul celui de-al doilea război mondial, când unitatea continentului european a fost sfârșiată. În 5 septembrie, să cred. Da, pe mine mă interesează începutul cu invazia Poloniei de către trupele lui Hitler, urmat apoi și de invazia de către trupele sovietice. A fost un moment în care unitatea, cum spuneam, unitatea unui întreg continent a fost sfârșiată prin acest conflict. Europa, care trăise într-o relativă unitate până în acel moment, a trecut prin această traumă care a însemnat, în primul rând, sfârșierea unei țări și urmat apoi de sfârșierea întregului continent și, în final, prin angrenarea întregii lumi, a însemnat sfârșierea stabilității la nivelul întregii planete. Și ne aducem aminte de ce înseamnă, de fapt, importanța unității și a păcii într-o comunitate sau într-o comunitate răcită, cum este Europa. Și asta ar trebui să ne facă să ne gândim cât de importantă este această temă și la nivelul unor comunități mai mici. E important și vedeți, poate mai bine decât noi care venim din România, vedeți cât de importantă este unitatea la nivelul unei întregi țări. Pentru că zilele acestea mai ales se discută, cei care urmăriți știrile, vedeți cât de mult se discută despre Brexit, cât de polarizată este societatea britanică asupra acestui aspect. Va ieși Marea Britanie sau nu din Uniunea Europeană? Și există două tabere care sunt în conflict, care se contrazic și care protestează, susțin mesaje într-un fel sau altul. Nu știm cum se va sfârși toată această discuție, toată această dezbatere și cred că e bine să ne rugăm cu toții și mai ales dumneavoastră aici care locuiți temporar sau poate o perioadă mai lungă, e important să continuați să vă rugați pentru bunăstarea țării în care Dumnezeu v-a așezat. Patria noastră, sigur, nu este aici, chiar și când devenim cetățeni ai unei alte țări, sau când avem o cetățenie deja în țara în care ne-am născut, știm că patria noastră este una cerească și că suntem aici temporar cu un anumit scop pe care Dumnezeu îl știe. E importantă unitatea, e importantă la nivelul unui continent, e importantă într-o țară, e importantă și, cu atât mai mult, e importantă unitatea în biserică. Textul pe care, din 1 Corinteni, pe care îl aveam în gând și pe care mi-am propus să, de la care mi-am propus să pornesc în dezvoltarea acestui mesaj, nu este textul pe care fratele prezbiter l-a citit, dar știu că acesta este de obicei textul care se citește. Aveam în intenție și Duhul Domnului mi-a pus pe inimă celălalt text din 1 Corinteni, în care se face referire la Cina Domnului. E drept că mai scurt, nu se discută felul în care Domnul a instituit cina, acea tradiție euharistică pe care și Pavel a primit-o și pe care a transmis-o mai departe. Textul pe care l-aveam în minte și pe care vrea să-l citesc se găsește în 1 Corinteni 10. Și profit de ocazie să citesc, poate fi proiectat începând cu versetul 14 din versiunea Cornilescu clasică, însă eu aș dori să citesc textul în varianta revizuită. Și aveți cu această ocazie posibilitatea să vedeți și cum arată textul într-o formă nouă. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de idolatrie. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Judecați voi înșivă ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și aici urmează o diferență în ce privește traducerea, diferență care a fost aprobată de Comitetul Pastoral, subliniez asta. Fiindcă este o pâine, noi, cei mulți, suntem un trup, căci toți luăm din aceeași pâine. Uitați-vă la neamul lui Israel. Cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Așadar, ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor, nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu demonii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa demonilor.
Sau vrem să stârnim gelozia Domnului? Oare suntem noi mai tari decât El? Și câteva versete în continuare, din paragraful care începe de la 13. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și urmărească propriul interes, ci pe al celuilalt. Amin. Dumnezeu să ne deschidă inimile și să luăm acest cuvânt cu atenția cuvenită. Biserica din Corint este cunoscută pentru multe probleme. Este biserica problemă a Apostolului Pavel și una dintre aceste probleme este lipsa de unitate pe care Pavel dorește să o remedieze și pentru care, de fapt, scrie această epistolă, al cărei scop este readucerea bisericii la același numitor comun. Nu e o problemă specifică doar bisericii din Corint. Se întâmplă des în multe biserici, indiferent unde ne aduce. Cred că această tentație de a sparge unitatea bisericii se întâlnește peste tot. Există preferințe pe care oamenii le au, există dorințe, există stiluri de a organiza biserica, care aduc biserica într-un anumit conflict. Și asta vedem în epistolă încă de pe primele pagini, când apostolul trebuie să le reamintească de faptul că el însuși nu a venit să creeze un grup care să fie al lui Pavel, ci că n-a botezat pe nimeni decât pe câțiva oameni și că centrul activității lor ar trebui să fie Domnul Iisus Hristos, nu preferința pentru un anumit lider sau altul. Aș rememora aici ceea ce Apostolul Pavel spune în versetul 10, în primul capitol. Vă tem, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă puneți de acord, spune textul, în varianta revizuită, să vă puneți de acord în ceea ce spuneți și să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți într-un gând și într-un cuget. Este, poate, una dintre cele mai mari provocări ale unei biserici, această ajungere la un numitor comun, această punere de acord despre care citim. Traducerea Cornilescu spune în varianta clasică să aveți același fel de vorbire. Dar aici nu e vorba doar de a avea un vocabular comun, de a folosi tot, să zicem, același limbaj creștin și de a nu folosi termeni diferiți. Ceea ce spune Apostolul Pavel, chemarea și îndemnul pe care el îl adresează bisericii, este ca oamenii, de fapt, să aibă un fel de a vorbi care reflectă, de fapt, și o gândire de același fel. Un mod de a vedea lucrurile și de a organiza lucrurile în biserică, care să exprime unitatea. Nu suntem chemați doar să avem, să zicem, un limbaj specific, un limbaj care este limbajul credincioșilor, limbajul celor pocăiți, ci să fie, de fapt, un mod de a vedea lucrurile comun, care se traduce într-o viziune comună pentru biserică. De asemenea, cele două cuvinte pe care Pavel le folosește în versetul 10, când vorbește despre simțire și despre cuget, sau gând și cuget, fac referire la scopul comun al bisericii, la necesitatea de a avea o viziune comună și de a pune lucrurile în așa fel încât, în final, să biserica să-și împlinească scopul și viziunea pe care o are și ținta pe care o are să fie aceeași. Pentru că dacă se întâmplă ca oamenii să aibă ținte și scopuri diferite în biserică, unitatea bisericii este sfâșiată. Și asta se vede, dacă luăm un exemplu la care Pavel face referire în capitolul 10, se vede în dorința unor oameni din biserică de a merge de pildă și de a consuma carnea de la jertfele păgâne, carnea din templele păgâne. Și Pavel trebuie să le transmită importanța de a avea o abordare unitară și o perspectivă, aceeași perspectivă cu privire la acest subiect care ajunsese să ruineze biserica. Existau concepții diferite și în legătură cu darurile spirituale. Existau
rivalități, existau oameni care aveau, se revendicau de la unul sau altul dintre lideri și toate aceste aspecte iarăși puneau în pericol unitatea bisericii. Un prim aspect pe care îl vedem în acest text pe care l-am citit este că unitatea nu este posibilă într-o comunitate dacă nu este prezent Hristos. Noi suntem aici într-o comunitate, dar nu am fost împreună din atât de multe locuri, de atât de diverse, din diferite locuri din țară, din diferite locuri din străinătate, unde, pe unde ne-a dus fiecare. N-am fi fost aici dacă nu am fi fost reuniți de prezența lui Hristos. Versetul 16 ne aduce aminte din capitolul 10, ne aduce aminte de acest aspect, spunându-ne paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Așadar, nu suntem aici doar pentru că avem o anumită, știu, un anumit obicei, că duminica trebuie să venim la biserică și să ne rugăm, sau pentru că avem o problemă pe care o vrem rezolvată. Principalul scop și principala noastră țintă este părtășia cu Hristos. Această unitate, așadar, a bisericii nu este posibilă, cum spuneam, dacă nu ar fi Hristos. Pentru că El este Cel care ne adună, El este Cel care ne ține împreună. Și există un verset foarte frumos pe care Pavel îl spune în 2 Corinteni: dragostea lui Hristos ne strânge. Versetul acesta ar putea fi tradus și prin dragostea lui Hristos ne constrânge sau chiar ne adună. El este Cel care ne ține, ea este Cel care, dragostea care ne ține împreună. Un al doilea aspect pe care îl vedem în acest text este următorul. Unitatea bisericii este simbolizată prin pâinea din care luăm fiecare. Unitatea pe care o dă Hristos bisericii, care adună biserica împreună, are și o expresie concretă, așa, un simbol concret, și această imagine, acest simbol, este chiar pâinea care este menită să arate că toți facem parte din același trup. Așa cum există un singur element, pâinea care se frânge și care reprezintă pe Hristos, tot astfel și noi împreună suntem o comunitate, suntem un trup. E important să nu uităm acest lucru, pentru că dacă nu pornim de la această premisă, dacă nu înțelegem importanța faptului că toți, de fapt, avem un loc în biserica pe care Hristos a zidit-o, dacă nu conștientizăm faptul că toți suntem, de fapt, o părticică din trupul lui Hristos. Fiecare are un rol, fiecare are o înzestrare, fiecare are o valență, fiecare are o chemare și trebuie să venim la biserică convinși, conștienți că rolul nostru este important, că dacă am lipsit noi ceva din ceea ce Dumnezeu a pus în trupul pe care îl formăm împreună, ceva s-ar pierde. Fiecare este important. Aleluia. Nu toți avem aceleași deprinderi, nu toți avem aceleași abilități, nu toți știm să cântăm, nu toți putem recita poezii, nu toți putem cânta, nu avem voci dacă Dumnezeu nu ne-a dat înzestrarea aceasta, nu toți putem să studiem Scriptura în greacă sau în ebraică sau să o traducem și nici nu trebuie să fie așa, dar dincolo de faptul că nu toți ne pricepem la toate, rămâne un adevăr pe care trebuie să-l însușim și pe care trebuie să-l conștientizăm mereu, că fiecare dintre noi are un rol în trupul pe care Hristos îl adună împreună la închinare în astfel de momente. Slavă, când conștientizăm că fiecare dintre noi este important, conștientizăm și faptul că, de fapt, și celălalt de lângă noi este important și că are rolul său. Hristos l-a pus lângă noi, în trup, nu ca să ne fie un spin în coastă, ci ca să-și aducă fiecare contribuția pe care Dumnezeu o dorește pentru creșterea bisericii în ansamblul ei. Așadar,
ori de câte ori ne prezentăm în acest loc, să conștientizăm că suntem parte dintr-un trup mai mare, care nu a început cu noi și care nu se va sfârși cu noi. Această perspectivă ar trebui, de fapt, să ne smerească, să ne facă să ne vedem... avem noi în română o expresie foarte plastică, să ne vedem lungul nasului. Ne dăm seama că nu suntem noi centrul de activitate în jurul căruia se învârt lucrurile. Ne dăm seama că nu noi suntem cei care primăm în acest trup. Avem valoarea pe care Hristos a pus-o noi, dar în același timp suntem parte a unui trup. Ori dacă spunem trup, spunem și multitudine a celor care participă în trup, multitudinea părților pe care Hristos le-a rânduit ca să formeze o biserică bogată, care este cu mai multe daruri, nu cu un singur dar, și care este cu de asemenea, cum spune Apostolul Pavel, folosind acea frumoasă metaforă a trupului, nu un singur mădular, ci mai multe mădulare, care toate au importanța după cum Dumnezeu le-a rânduit în trup. Un alt aspect pe care Apostolul Pavel îl atinge în capitolul 10, în versetul 24, când spune nimeni să nu-și urmărească propriul interes, ci pe al celuilalt, acest aspect care ține, care se leagă de felul în care e construită biserica și de felul în care trebuie să crească biserica, acest aspect face referire la următoarea chestiune. Unitatea bisericii se realizează atunci când oamenii renunță la propriile să-și urmărească propriile interese. Dacă vă uitați la, ca să iau un exemplu pe care am pomenit deja, dacă vă uitați la dezbaterea care a avut loc în legătură cu Brexit-ul și cu prezența Marii Britanii în Uniunea Europeană, a fost o chestiune legată, în primul rând, de niște interese. Un stat membru care a dorit să-și apere mai mult propriile interese. Și care a fost rezultatul în momentul în care cineva caută să-și apere propriile interese de o manieră foarte, să zicem, agresivă. Când caută să se impună și să-și apere propriile interese. Care este rezultatul? Rezultatul este o rupere a unității care era înainte. Ce se întâmplă într-o familie atunci când soțul, să spunem, își urmărește propriile interese și sau când soția, de pildă, sau când copiii sau în familia lărgită apar persoane care doresc să-și impună și care își urmăresc cu insistență propriile interese. Unitatea este mai întâi periclitată și apoi poate chiar fragmentată de-a binerea. Asta o vedem în instituții, o vedem în instituțiile politice, o vedem la nivelul societății, o vedem la nivelul întregii lumi, atunci când încep să apară conflictele și în care o anumită parte sau o anumită țară caută să-și urmărească propriile interese. Pentru Apostolul Pavel, pentru ca unitatea să fie posibilă, este important ca oamenii, ca membri, să renunțe la propriile lor interese și să se gândească la binele întregii comunități, nu doar la binele unei anumite categorii sau la binele unui anumit personaj. De altfel, când citim capitolul 9, dacă dăm o pagină, observăm un discurs foarte lung în care Pavel vorbește despre cum s-a comportat el în relația cu ceilalți. Și spune Pavel, enumerându-și prerogativele sale, drepturile sale, începe cu afirmarea lor. Nu sunt eu liber, nu sunt eu apostol, nu l-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru, adică n-am atâtea privilegii, n-am atâtea calități de care m-aș putea prevala. Nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul, adică n-aș avea autoritate asupra voastră dacă aș avea nevoie de susținere. Dacă pentru alții nu sunt apostol, sunt totuși pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Adică voi sunteți simbolul, sunteți elementul care arată clar că eu sunt un apostol, pentru că eu sunt cel care am fondat comunitatea.
Și versetul 4 are: n-avem dreptul să mâncăm și să bem? Oare n-avem dreptul să luăm cu noi o soră, o soție, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? 7. Cine merge la oaste pe cheltuiala sa? Adică și din viața societății din jurul nostru, spune Pavel, ne dăm seama că am avea dreptul să fim susținuți. Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Și un agricultor care are ceva, o proprietate, un petec de vie, îl exploatează, îl folosește și mănâncă din rodul ei? Sau cine paște o turmă și nu bea din laptele turmei? Iarăși, din un exemplu din agricultură, pe care Pavel îl folosește ca să arate că el ar putea să beneficieze de sprijinul comunității, așa cum face un păstor, de pildă, care crește oi. Mai merge mai departe apostolul și spune și legea lui Moise scrie să nu în legea lui Moise, citând din Deuteronom, să nu legi gura boului când traieră grâul. Și apoi o întreagă serie de argumente care ar arăta din perspectivă biblică, umană, socială că Pavel are dreptul să fie susținut. Și apoi ce spune el după ce instituie toate aceste posibile argumente în favoarea susținerii? El anulează practic toate aceste lucruri și spune în versetul 15: eu însă nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi. Este exemplul pe care el îl dă după ce ne-a dat atâtea argumente că ar putea să se folosească de aceste drepturi, pentru că are calitatea de apostol, pentru că l-a văzut pe Domnul, pentru că are girul unei comunități, care este ca o pecete a apostoliei sale, pentru că există în Scriptură argumente, pentru că societatea din jur procedează așa, după o întreagă demonstrație care să ne arate cât de îndreptățit ar fi el să revendice anumite lucruri, Pavel spune: eu totuși aleg să nu mă folosesc de aceste drepturi. Pentru că, de ce? Pentru că nu caută propriul interes, ci pentru că el caută interesul lucrării lui Dumnezeu. Amin. Și Pavel ilustrează în felul acesta tocmai nevoia de renunțare la propriile interese, la propriile avantaje, ca să dea bisericii un exemplu. Și prin aplicarea acestei atitudini, prin folosirea exemplului Pavel și traducerea lui în practică, se întâmplă ceea ce biserica are nevoie. Adică ea crește în unitate. În capitolul 10, Pavel continuă discuția despre idolatrie și îi îndeamnă pe credincioși să fugă de idolatrie și să nu urmărească interesele în acest domeniu, dar aplicația pe care noi o putem face pornind de la acest text este desigur mai largă, pentru că sunt multe aspecte în care avem interese pe care am vrea poate să ni le afirmăm împotriva intereselor altora. Și acum fiecare trebuie să ne punem întrebarea, atunci când ne raportăm la biserică, ce lucruri sunt cele unde ar trebui să renunțăm dacă interesele acelea ajung să devină un obstacol pentru creșterea bisericii. Care sunt ele? Care sunt acele lucruri care, de care ținem uneori cu dinții, de care suntem agățați atât de mult, pentru că ne plac nouă foarte mult, dar care nu sunt bune neapărat pentru întreaga biserică. Unde am putea introduce o schimbare și ce anume trebuie să se schimbe în ce privește interesele pe care le avem noi, pentru ca noi să urmăm, de fapt, exemplul pe care l-a dat Apostolul Pavel și pe care nu l-a dat doar Apostolul Pavel, pe care Domnul Iisus Hristos însuși îl dă atunci când alege să se jertfească. Pentru că renunță la, cum ne spune în Filipeni, ne spune în acel imn foarte frumos, s-a golit de sine, s-a golit de tot ceea ce însemna prerogativele lui cerești și a ales să vină în starea de rob smerit, să ia un chip de rob și să slujească și să se sacrifice mergând până la moarte, pentru ca astfel să răscumpere biserica sa. Este de fapt exemplul lui Pavel, este de fapt exemplul pe care suprem, pe care Hristos însuși îl dă. Ce putem, la care sunt lucrurile la care putem renunța, pentru ca prin această renunțare să înaintăm către unitatea pe care Dumnezeu o dorește pentru biserica sa? Asta este întrebarea pe care trebuie să ne o punem atunci când citim acest text.
Interesele noastre, dacă ajungem să le transformăm în ceva de care ținem cu dinții, ele ajung, de fapt, să ia locul acelor cărnuri de la mesele în cinstea idolilor și devin, ne facem, de fapt, vinovați de un păcat similar cu păcatul idolatriei. Dacă ținem, dacă insistăm foarte mult asupra propriilor interese, lezând în felul acesta unitatea bisericii, suntem în situația celor care voiau să meargă în Corint, în templele păgâne, ca să revendice dreptul lor de a mânca din acea carne. Și cărora Pavel le spune, tu trebuie să renunți la această pretenție, la acest interes, pentru că ea este dăunătoare pentru un biserică. Întrebarea aceasta este, pe care ne-o punem în contextul acesta al cinei Domnului, este importantă pentru că noi suntem obișnuiți în societatea largă în care privim să vedem oameni care accentuează foarte mult individualitatea. Există astăzi cursuri de dezvoltare personală, există tot felul de strategii prin care oamenii sunt învățați să-și urmeze visul, să-și urmeze propriul proiect, să-și pună în aplicare dorințele pe care le au. Se vorbește foarte mult despre autonomia personală, despre cum te simți, despre faptul că trebuie să-ți urmezi dorințele, să împlinești ceea ce îți spune inima, să urmezi foarte mult îndemnurile propriei inimi ca să fii autentic și să trăiești cumva pentru tine, să nu trăiești pentru alții, ci să trăiești doar pentru tine. Pavel nu are niciun fel de simpatie și de înțelegere față de o astfel de viziune individualistă care marchează foarte mult comunitatea în care trăim noi. Mai ales dumneavoastră aici în Apus, noi, să zicem, în contextul este european, nu suntem atât de învățați cu acest tip de mentalitate care începe să pătrundă tot mai mult, anume că trebuie să fii individualitatea ta este cea mai importantă și trebuie să stima de sine să fie cultivată și să învățăm pe copii cumva să-și afirme personalitatea de mici. Și asta este, de fapt, marea provocare pentru un credincios, să fie într-adevăr el însuși și să contribuie în biserică cu ceea ce Dumnezeu i-a pus, dar să nu considere că el este centrul universului, buricul pământului, cum spunem noi. Asta este marea provocare și probabil pentru cei care au copii, știți, cel mai greu este să-l ajuți pe copil, să-l dezvolte armonios și afirme personalitatea, dar în același timp să fie dispus să sacrifice propriul interes atunci când este nevoie să-l ajute pe celălalt. Aici cred că este marea dificultate și pentru cei din biserică, chiar pentru oameni care sunt în vârstă și cu mulți ani pe calea pocăinței, cum spunem, uneori marea luptă este să renunțe la ceea ce le-ar plăcea lor foarte mult într-un anumit context, fie că e vorba de stilul de muzică, fie că e vorba de stilul de predică, de mesaje, de felul în care sunt administrați banii, de felul în care se organizează campanii de evangelizare, nu știu, misiunea externă. Avem o grămadă de activități în biserică asupra cărora putem să discutăm și să avem preferințe. Unitate nu înseamnă că nu putem să avem dezbateri, nu înseamnă că nu putem să schimbăm idei, nu înseamnă că nu putem să fim pe poziții contrare, câtă vreme suntem conștienți că trebuie să ne armonizăm și să mergem împreună pe acest drum pe care Hristos ne cheamă, în așa fel încât biserica să-și poată desfășura lucrarea și să fie eficientă în proclamarea cuvântului pentru atragerea celor care au nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, așadar, nu e interesat de dezvoltarea personală a credincioșilor, decât în măsura în care ei sunt împreună în același trup și cresc prin contribuția pe care fiecare mădular o are. Pavel e interesat ca fiecare om, prin harul, prin harisma pe care Dumnezeu a lăsat-o în comunitate, să ajungă să-l îmbogățească pe celălalt. Și asta se vede cel mai bine în capitolul despre dragoste. Așadar, în acest moment în care stăm la cină, aș dori să reflectăm asupra acestei chemări pe care, acestui imperativ, imperativul acesta al unității, ca să conștientizăm că
Nu putem ajunge la unitate dacă nu este Hristos în centru. Că unitatea bisericii nu e posibilă fără Hristos. Fi altfel un fel de club social, nu știu, niște oameni care se adună pentru un anumit scop social, dar nu am fi biserică. Biserica l-are în centru pe Hristos și Gloria, de la el se țin împreună toate. De asemenea că ori de câte ori luăm din cină, din aceeași pâine, exprimăm unitatea pe care Hristos dorește să o avem. Chiar acest, la nivel vizual, acea pâine ne reamintește de faptul că noi suntem un singur trup și că trebuie să, prin urmare, să acționăm ca atare, să ne dezvoltăm armonios ca un singur trup. Și de asemenea, să nu uităm că că unitatea bisericii nu se poate realiza dacă nu sacrificăm propriile noastre interese. Că venim la biserică nu atât de mult ca să ne găsim nevoile noastre exclusiv împlinite, ci ca biserica în ansamblu ei să fie zidită prin contribuția pe care fiecare o poate avea. Dumnezeu să ne ajute să luăm acest cuvânt și să-l traducem în practică prin ajutorul Duhului Sfânt. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.